Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, ajungi la capitolul 12 al acestei Evanghelii după Luca, suntem în continuare martorii lucrării impresionante a Domnului Isus. El ne avertizează cu privire la aluatul fariseilor, prezintă pilda bogatului nesăbuit, întoarcerea de la nuntă și încercarea slujitorilor în lumina celei de-a doua sa venire pe pământ, lucruri care constituie și sumarul acestui capitol. Luca adaugă și în acest capitol câteva elemente noi care ne vor ajuta să avem o imagine cât mai exactă asupra lucrării Domnului Iisus Hristos. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor săi. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Aceasta este perioada în care lucrarea Domnului Hristos a ajuns la apogeu. Mari mulțim de oameni îl urmau peste tot. În vremea aceasta a făcut el cele mai multe minuni. Au fost efectiv mii de orbi cărora le-a fost deschiși ochii, mii de șchiopi care au fost făcuți să meargă, mii de oameni muți care au fost făcuți să vorbească. Hristos a vindecat mulțimile. De fapt, această masă de oameni era atât de mare încât era imposibil să fie numărați. Oamenii se împingeau, unii în alții și unii chiar au fost călcați în picioare. Era chiar periculos să te afli în mijlocul acestei mulțimi. Hristos se avertizează pe oameni cu privire la aluatul fariseilor. Dacă aluatul ar simboliza Evanghelia, așa cum cred unii, de ce ar spune Domnul Isus să ne ferim de acest aluat? Aluatul este un principiu al răului, iar aluatul fariseilor era ipocrizia. Din păcate, este mult prea mult aluat în lumea de astăzi. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Pe acest principiu s-au bazat atât Cromwell cât și Martin Luther, cred, atunci când au făcut afirmația: temete de Dumnezeu și nu-ți va mai fi frică de nimeni altcineva. Când Cromwell a fost întrebat pe ce se bazează curajul și neînfricarea sa, el a spus că a descoperit că dacă se teme de Dumnezeu, nu-i mai este frică de niciun om. Același lucru îl spune și Domnul Isus în acest fragment. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de decât multe vrăbi. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Este neîndoielnic faptul că mustrarea publică a fariseilor a atras mânia acestora împotriva Domnului Isus. Și ucenicii lui se puteau aștepta la același tratament din partea lor. Domnul Isus le spune aceste cuvinte de mângâiere, prin care îi asigură de faptul că Dumnezeu le poartă de grijă. Dacă el vede cum cade o vrabie, sigur va vedea nevoile celor care învață pe alții și propovăduiesc cuvântul său. Și oricui va vorbi împotriva Fiului Omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Dacă un om hulește cu gura lui, nu lucrul acesta îl condamnă, ci atitudinea inimii sale. Blasfemia la adresa Duhului Sfânt este împotrivirea față de lucrarea lui de convingere în inima și în viața ta. Aceasta este o stare permanentă, desigur, până în momentul în care decizi să nu te mai împotrivești. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea drăgătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Acest verset nu este pus aici pentru a oferi un pretext predicatorului Leneș sau învățătorului de școală duminicală care nu vrea să-și pregătească lecția. Mai degrabă, aceasta este asigurarea dată ucenicilor lui Isus că Duhul Sfânt, pe care îl va trimite el, le va da curajul și înțelepciunea necesare în timp ce ei vor mărturisi despre el. Iar astfel de exemple abundă în Cartea Faptele Apostolilor. Unul din mulțime a zis lui Isus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Isus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Domnul nostru a refuzat să fie judecător într-un astfel de caz. Personal, îmi doresc ca toți aceia care se simt îndemnați să dea sfaturi, să adopte aceeași poziție. Consilierii se grăbesc foarte tare să judece și să spună oamenilor ce ar trebui să facă. Domnul nostru nu a vrut să judece. Sigur că la prima sa venire pe pământ, Domnul Isus Hristos nu a avut rolul de judecător, ci pe acela de mântuitor. La a doua sa venire însă, el va fi judecător pentru că tatăl i-a încredințat lui judecata. În urma acestui incident, domnul a făcut următoarea afirmație, după care a spus pilda bogatului nesăbuit. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Acesta este cu siguranță un verset bun pentru mulți creștini în ziua de astăzi, în care se pare că lucrurile materiale sunt atât de importante și ne ocupă atât de mult din timpul nostru. Lăcomia este unul din păcatele cele mai evidente ale acestui ceas. Acesta nu este un păcat pe care alții să vadă că îl comiteți și de care nici voi să nu vă dați seama uneori. Sfântul Francis de Assisi a spus cândva: Oamenii mi-au mărturisit toate păcatele existente, în afară de păcatul lăcomiei. Este interesantă judecata pe care o fac alții asupra Americii. Un ziar londonez prezenta, cu mai mulți ani în urmă, această remarcă. Neșocați cu această convingere a voastră că tot puternicul dolar și forța armată pot salva lumea. Mă întreb dacă nu cumva America a ajuns astăzi să fie dominată de lăcomie, așa cum sunt multe alte țări. Acum, să nu credeți că lăcomia apare numai acolo unde este bogăție. Nu, nu, nu. Ea apare chiar și acolo unde este sărăcie. Lăcomia nu este generată de circumstanțe, ci este o problemă a inimii. Chiar dacă nu ai anumite posibilități materiale, ele pot ocupa totuși inima ta și pot absorbi toate preocupările tale. De aceea, cred că următoarea pildă, cea a bogatului căruia i-a rodit pământul în mod deosebit, se potrivește foarte bine oricui vrea să se aplece asupra ei pentru a o înțelege. Și l a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Observați accentul pus în versetul 17 pe propria persoană. Acest om nu era preocupat decât de situația lui și a bogățiilor sale. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele, și voi zice sufletului meu, Suflete, ai multe bunătă strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Acest om a adunat comor pe pământ, dar nu a strâns nimic pentru cer. Dumnezeu l-a numit pe acest om nebun, dar să ne gândim puțin la aparențele pe care le vedeau cei din jur la acest om. După toate aparențele, el era un om bun, un cetățean cum se cade, care respectă legile, un vecin amabil, probabil. El era un om de familie, respectabil și nu putea fi suspectat de nimic rău. Ducea o viață confortabilă în zona cea mai bună a orașului. Nu era un nelegiuit sau un membru al mafiei locale. Nu era implicat în afaceri politice neortodoxe sau de alt soi. Nu era un alcoolic și nici nu avea legături extraconjugale. Acest om pare să fie o persoană model, dar domnul l-a numit nebun. De ce oare? Pentru simplul motiv că acest om nu se gândea decât la propria persoană și era lacom. Această pildă este unul din cele mai caustice pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu. Filozofia zilei de astăzi este: mănâncă, bea și fi vesel, pentru că mâine vei muri. Domnul spune: Aceasta este problema, și din această cauză este omul nebun. Dacă trăiți ca și când nu există nimic altceva decât această viață, dacă trăiți numai pentru propria persoană, ca și când nu ar mai fi nimic după moarte, atunci cuvintele Domnului vi se potrivesc și trebuie să le luați în considerare. Isus a zis apoi ucenicilor săi, De aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Sigur că nu este nimic greșit în a pune ceva deoparte. Problema acestui om era lăcomia. El încerca să strângă tot mai mult și tot mai mult. Acesta este blestemul capitalismului păgân. Ați observat ce judecată dură este pronunțată la adresa bogaților în zilele din urmă? Iacov spune așa, ascultați acum voi bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile au devenit un blestem, dragi mei, și este trist. Ar trebui să ne cercetăm inimile și să ne întrebăm pe noi înșine: Trăiesc eu numai pentru această viață? Domnul nostru ne-a spus: Uitați-vă la păsări și învățați de la ele. Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Domnul Isus a spus, uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Florile ne pot spune foarte multe. Cred că dacă ar putea vorbi, noi am auzit ceva de genul. Voi, oamenii, faceți foarte multe eforturi pentru a arăta bine, Folosiți tot felul de loțiuni, parfumuri, uleiuri, creme și le aplicați pe trupurile voastre după care le îmbrăcați. Dar nici măcar atunci când sunteți aranjați și parfumați, nu vă puteți compara cu frumusețea unei flori. Ce mesaj! Cred că unii dintre noi ar trebui să se bizuie ceva mai mult pe Dumnezeu. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca el pe voi puțin credincioșilor. Aceasta nu este o încurajare a indolenței, să nu mă înțelegeți greșit. Păsările nu pot construi hambare, florile nu pot toarce, dar omul poate și trebuie să o facă. Dumnezeu dorește ca omul să folosească abilitățile pe care el i le-a dat, dar să nu trăiască numai pentru aceasta, să nu facă din acestea un scop pentru viața lui. Viața nu se reduce la exercitarea acestor abilități, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acum ne sunt prezentate două pilde date de Domnul Isus în legătură cu întoarcerea sa. Începând cu versetul 35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să nu fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă în îndată când va veni și va bate la ușă. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă în îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghin la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească fie că vine la a doua strajă de noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robia aceea dacă îi va găsi veghin. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Deși această pildă se aplică în principal poporului evreu și celei de-a doua venire a lui Hristos pentru stabilirea împărăției sale pe pământ, Principiul este aplicabil și bisericii care anticipează venirea lui pentru răpirea ei. În Orient, Mirele lua cina cu prietenii săi și apoi se ducea să ceară mireasa de la casa ei. Slujitorii Mirelui erau îmbrăcați ca pentru muncă și aveau lămpile aprinse pentru procesiunea de întoarcere. Atitudinea celui credincios față de revenirea lui Hristos ar trebui să fie una de așteptare, cu coapsele încinse, adică pregătit noi ar trebui să fim pregătiți pentru venirea Lui, lucrând pentru El și trăind în așteptarea revenirii sale. Când imaginea se schimbă și se face trecerea de la mire la hoț, se pune accentul pe caracterul de surpriză al apariției. Este o apariție neașteptată. Apostolul Pavel a folosit aceeași figură de stil în legătură cu cea de-a doua venire a lui Hristos. Și în întâia epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 2, el spune pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Totuși, Domnul nu vine ca un hoț pentru răpirea bisericii. Noi ne vom înălța să-L întâmpinăm pe Domnul nostru în văzut. Dar să mergem mai departe la un nou pasaj care vorbește despre încercarea slujitorilor săi în lumina venirii Domnului Isus. Și Domnul a zis, Cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Aceasta este una din acele pilde remarcabile care ne învață care este responsabilitatea noastră în lumina venirii Domnului. Încă o dată spun acest lucru. Pilda este dată în primul rând pentru Israel. Dar principiul se aplică și în cazul nostru, acelor credincioși în Hristos care așteptăm răpirea. Mulți cred că Domnul vine în curând, așa că îl așteaptă, în loc să lucreze. Ar trebui să lucrăm ca și când Domnul ar veni peste o mie de ani. Să ne lăsăm de această afacere a stabilirii datei venirii sale și să ne pregătim pentru acest eveniment mai degrabă. Nădejdea noastră binecuvântată este venirea lui Hristos și, în consecință, ar trebui să ne umplem sipetele nădejdii cu lucrări pe care să le putem pune cândva la picioarele lui. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe sluși și pe slujnice, să mănânci, să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care el nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Această pildă ne spune că scepticismul în ceea ce privește venirea Domnului produce două lucruri. Mai întâi folosirea greșită a autorității și apoi lene în comportare. Noi trebuie să trăim ca și când Domnul ar putea apărea în momentul următor și ar trebui să dăm socoteală înaintea Lui. Adevărul este că va trebui să dăm socoteală de viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Poate că Domnul nu va veni azi sau mâine, dar sigur va veni. Noi avem tendința să lăsăm lucrurile să treacă, pentru că vedem că Domnul nu a apărut încă. Credem că ne putem strecura nepedepsiți cu unele lucruri, dar în realitate nu este deloc așa. În ziua venirii sale, noi toți vom fi judecați. Pe cine reprezintă acest noi? Toți creștinii vor apărea în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Această judecată nu va hotărâi dacă vom fi sau nu mântuiți. Acesta nu va fi un proces penal. În joc atunci va fi numai proprietatea noastră. El ne va judeca pentru a vedea dacă merităm sau nu să primim o răsplată. Vor exista măsuri de răsplată diferite, așa cum vor exista măsuri diferite de pedeapsă. Eu am venit să arunc un foc pe pământ, spune Domnul Isus. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Chiar în acest ceas în care lumea trece prin întunericul cel mai adânc din ultimii 1900 de ani, Domnul Iisus Hristos este hulit. Focul a fost aruncat astăzi pe pământ. Credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi și doi împotriva trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui mama împotriva fiicei și fica împotriva mamei, soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. Când o persoană îl primește pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal, este desfărțită imediat de necredincioșii din jurul său. Acest lucru este adevărat și în cazul prietenilor și al rudelor. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduh și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți o deosebiți. Vremea aceasta, cum de nou deosebiți? Dragii mei, este nevoie să recunoaștem ce fel de lume este lumea în care trăim. Dacă privim prin lumina cuvântului lui Dumnezeu, vedem că este o lume care se luptă cu ce este mai rău în această lume. Boli, conflicte și multă suferință. Cu toate acestea, ne agățăm de ea cum putem mai tare. Cred că sunt minunate cuvintele Domnului Sus și ar trebui să fim înțelepți și să înțelegem că mult mai importantă este viața de aici, ci viața veșnică. <fie> Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.